Bună ziua, dragilor, și bine ați revenit la o nouă ediție de Bărbață vs. Femei cu minunatul meu coleg Bogdan Mocanu, prea frumosul meu coleg. Bună, Bianca. Îți sunt foarte bine îmbrăcat în alb, Bogdan, te ne-am cea sortat. Suntem... Și ție în căpșună. Ce faci, Bogdan, cum ești? Bine, uite, admiram invitata de astăzi. Invitata de astăzi, da. Ediția de astăzi o să fie una interesantă pentru că o să revedeți dumneavoastră cei de acasă pe cineva foarte drag pentru mine, dar cred că și pentru Bogdan, corect? Deci pentru mine vreau să zic că e altceva. Altceva. Și ediția de astăzi o să fie altceva. O să vă reamintiți cu drag cum și noi o să ne reamintim multe momente frumoase din trecut. Mai exact, dăm puțin... în urmă. Eu nu am așa multe amintiri cu invitatul de astăzi, dar nu este târziu să-mi fac. Asta spun. Ne-am cunoscut în anul 2018, mai exact pe data de 9 noiembrie. Să vă dacă știți. Bănuiți? Dacă nu bănuiți, vă spunem noi. Este vorba despre Raluca Marina, alias Plușica. Care nu prea mai mi se potrivește. Bună, dragii mei! Bună, Raluca! Foarte încântată că sunt alături de voi astăzi. Și noi, dacă ai ști ce încântat suntem, adică eu chiar sunt gen. mă bucur, Bianca, draga mea. Te pup, draga era mea. Dor de tine. Da, nu ne-am văzut de vreo 3 săptămâni, dar e ok, de parcă ne-am văzut ieri. Exact. Așa simt eu. După cum spuneam, da, ne-am cunoscut în anul 2018. Eram tinere. De fapt, dacă stau să-mi amintesc bine, nu ne-am cunoscut pe 9 noiembrie, ne-am cunoscut la mai casting. Mai devreme un pic, da, într-adevăr. La casting. Bianca, o tipă cu un troller în mână, blonduță, foarte, cu nasul pe sus un pic, să spunem așa. Sigur, de la te cuci, nu? Să zici. Ai recunoscut singură, vezi, n-am vrut eu să zic. Era foarte drăguță, într-adevăr, foarte frumoasă, era foarte frumos machiată. Ea era atunci make-up artist sau ceva de genul, încerca cu make-up-ul să facă ceva și îi reușea foarte frumos. Avea un troller, zic, uite unde vine fata asta, frumos îmbrăcată, o fustiță. Bravo, și prima impresie, na, n-a fost una foarte drăguță. Prima etichetă, să zic așa, pentru că cu toții etichetăm la prima vedere, după aspectul fizic și după, na, prima impresie. Și prima impresie a fost că este puțin arogantă, dar mai apoi, după ceva timp, când te-am cunoscut puțin mai bine, mi-am dat seama că, de fapt, ești minunată. Ce introducere! Ce drăguț, nu? Da. Mulțumesc! Da, așa este, vezi că eram două blonde. Da, și eram, cred, și că puțin în concurență. Eram puțin în concurență, cred eu, la început, în emisiune. Și bine că te-ai făcut tu roșcată și... Am schimbat... Ai schimbat un pic, da. M-am făcut brunetă, s-a făcut și ea. A, ce să zic. Sincer, i-am cerut sfatul, i-am zis, Bianca, cum este cu părul brunet, pentru că blondul este greu de întreținut și blondele știu asta. Și după sfatul Biancăi... Da, ai luat o decizie foarte bună, să foarte bine, așa că este bine, Bogdan? Este foarte, foarte bine. Vai, mulțumesc. Nu pot lua ochii de la ea și de la ochii ei verzi. Verzi. Niciodată să nu-i crezi. Mulțumesc de avertisment. Vă spun din propria experiență. Decât tine nu te cunoaște nimeni mai bine. De ce ți se spune Plușica? Porecla, cred că a venit de la Daniel, cred că toată lumea știe. Nu știu, așa... A simțit el să-mi zică Plușica, probabil din cauza că eram puțin mai plinuță. Avem niște imagini cu tine. Vă mulțumesc frumos, poate uitasem. Da. Poate uitasem. No offense, chiar avem niște poze cu tine de dinainte și din prezent. Bine, prezentul putem observa. Da. Este o schimbare destul de mare. Da, și eu am fost un pic, cred că poza e un pic... E editată și poza, cred că. Nu e mai editată, ce aveți? E prea lățită. Câte kilograme aveai în acea poză? 65, 60 și ceva. Și așa, în partea cealaltă aveam 47. Și acum? 50. Bun. Mă mențin la 50. Am zis că sub 50 deja este prea puțin. 50 este minunat. Da. Eu o să mă uit la aia în stânga. Vă,
Are simbolul inteligenței sau înțelepciunii sau ce este semnul om care simbolizează, nu știu. Înțelepciunea, zic eu. Sunetul ăsta când meditezi. Știu, e înțelepciunea, zic eu. Da, este înțelepciunea. L-am făcut, este tot universul, tot ce ne înconjoară. Te-a motivat ceva să slăbești sau cum ai luat? Cum s-a întâmplat? Sincer, lumea îmi spunea, toată lumea din jurul meu, adică și prietenii și lumea de pe internet, toată lumea îmi spunea că sunt plinuță. Eu mă simțeam bine, aveam și momente când, îți dai seama, ascultam de gura lumii și mă simțeam mai complexată, dar asta a venit natural, adică nu am făcut nimic în special, gata, de astăzi încep dieta, cum zicem toți, de luni, mă las de fumat de luni, numai, da, pur și simplu a venit de la sine. Am slăbit destul de repede, deja în 3-4 luni se vedea diferența și acum deja este o diferență majoră, lumea nu mai mă recunoaște. Dacă cineva mă recunoaște, este după ochi sau după zâmbet, după cum arăt, sub nicio formă, adică și culoarea părului și greutatea. Cum ți-a întâmplat în Turcia, spre exemplu? Da, când, cu fetele, da. Da, când o doamnă a văzut, zice, vorbea cu mine și l-am dat, zice... Dar pe tine te cunosc de undeva. Te știu de undeva. Și că nu mi-am dat seama după păr, după corp, după ochi. Da, așa se întâmplă mereu. După zâmbet și după ochi. Da, apropo de puterea dragostei. Da. Oare de ce nu ai stat tu mai mult pe acolo ca să ne întâlnim și noi? Aș vrea să știu. Da. E foarte interesantă întrebarea ta. Eu n-am stat mai mult la puterea dragostei pentru că am zis că eu iubesc cu adevărat și că vreau să mă duc acasă. Foarte mare greșeală am făcut-o și eu. Da, așa am greșit mereu din dragoste. Și când ai terminat ultima relație? Presupunând că nu ești într-o relație. Nu acum. Sunt într-o relație, vorbesc cu cineva. Vorbesc cu cineva, relația a continuat acum în jur de 5 luni, am avut o relație lungă de 3 ani. O relație foarte frumoasă, s-a terminat, mergem înainte. Deci gen în sezonul 2, când eu încă eram în casă, tu ai fi putut să intri înapoi la puterea acolo? Eu n-am putut să intru pentru că am fost descalificată. Păi era alt sezon. Da, nu știu că am cred că am încercat să vin la preselecții la sezonul 2, dar au fost niște probleme din cauza că am fost descalificată și nu am plecat eliminată de către public. Da, așa a fost să fie, așa a fost destinul. Dacă venea Plușica la puterea dragostei în sezonul 2. Da, mă, lăsai tu pe Andra și o lăi pe Plușica, hai să fim serioși. Câte rele aș fi evitat? Nici nu știi tu cum citesc eu inima oamenilor, Plușico. Sau de ce te simți cum scapi pe căciulă, că nu înțeleg. Cu ce? Cu tine. Nu. Nu ești genul de femeie care ar merita un astfel de sacrificiu? Dar nici măcar nu știi câte sacrificii merit, Bogdan. Foarte multe. Din punctul meu de vedere, chiar merit mult. La câte oferi, chiar merit mult. O să și primești. De ce nu ești cu nimeni în perioada asta, nu? Nu. Am înțeles. Cum te cunosc cu el? Cu fostul meu iubit? Nu, cu cel cu care vorbești acum, nu cu fostul. Foștii sunt foști. Foștii cu foștii. Foștii cu foștii. Nu știu cum o cameră. Păi noi am mai avut o relație înainte, acum ceva timp și ne-am revăzut, ne-am plăcut și am continuat să vorbim. Am ieșit de câteva ori și am zis, băi, să ne cunoaștem un pic. Și gen, vă pupați pe gură? Da, ce indiscret ești, Bogdan. Da, știu, scuze, dar vă pupați? Poate. Am pierdut-o și pe ce planuri de viitor ai? Care sunt scopurile tale acum? Îmi doresc să mă apuc foarte serios de make-up. Am făcut un curs și sunt foarte mândră de mine și de ce reușesc să fac cu aceste mânuțe. Foarte bine. Da, vreau să-mi iau permisul de conducere pentru tu că nu ai? Nu am permis. Am mai făcut odată școala, dar am picat de două ori traseul. L-am luat-o cu 26. Felicitări. Mulțumesc. Dar traseul, din păcate, de două ori l-am picat, a treia oară n-am mai avut curaj, iar acum consider că am ajuns la maturitatea necesară, cazul. Încât, și este și cazul, da, este ceva necesar acum, nu este un moft.
Da. Da. Și cam astea sunt planurile mele și vreau să mă bucur de viață, să mă simt bine, să mă distrez și să zâmbesc toată ziua. Știu că e urât să întreb asta, da, dar o să te întreb oricum. Câți ani ai tu acum? Am 24, în curând 25. Wow, ești micuță. Da. Adică ai toată viața înainte și ai loc pentru orice vrei să încerci. Ce tare, foarte bine, foarte tare. Tu ești mai bătrân? Câte ani ai? Mai mare, nu mai bătrân, pentru că nu sunt bătrân. Eu am 26, pur și că este chiar vârsta ideală pentru... Adică dacă... Glumesc. Bă, mă scuzați, dar e frumos și că n-am apucat să vorbesc cu ea pe îndelete. Noi ne-am mai cunoscut în alte circunstanțe. Da. Și n-am putut să... Bla, 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 foarte mult. Plus și avem și un... Plus și Raluca, mai degrabă, avem și un joculeț aici la sfârșit. Eu vreau să nu-i mai spus niciodată Plușica, adică vedeți rezultatele. Rămâne Raluca, Marina, cum vreți voi, fără Plușii. Avem un joculeț. Chiar dacă tu vorbești cu băiatul ăsta, ar fi drăguț să aflăm care sunt preferințele tale, să zic așa, în materie de bărbați. În regulă. Vreau să putem să ne jucăm. Să ne descrii cumva... Ce frumos a zis, putem să ne jucăm. Vreau să ne descrii cum ar arăta bărbatul perfect pentru Raluca, da? Și o să începem așa, cu culoarea părului. Castaniu, brunet, nu blond. Yes. Ok. Să fie o privire intensă și frumoasă, nu contează culoarea ochilor, contează cum te privesc ochii. Bun. Foarte, foarte frumoasă privirea, Bogdan. Buzele. Cărnoase, senzuale. Buze frumoase, clar. Cărnoase. Înălțime? Înalt, înalt. Îmi plac băieții înalți, peste 1,80, clar. 1,81, yes! Bun. Yes! Cu tatuaje, piercinguri mai extravagante? După cum se vede, îmi plac și tatuajele și piercingurile. Wow, 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 wow. A, nu, mă mâncai și ceva. Am înțeles. Da. Da, nu, nu țin neapărat să aibă piercinguri sau tatuaje, dar nici nu mă deranjează. Ah, ok, deci ești... Da. Ok. Cu mușchi sau fără? Dacă este înalt, peste 1,80, merge și slăbuț și bine. Nu, chiar nu contează, chiar nu contează. Uitați-mă pe ce am sufletul 8 să ani, fie 10 bun, sufletul. Deci 10 ani de sală am oameni buni, ca să zic o fată acum că poate să fie și slab. Ce meserie să aibă? Dă niște exemple, așa. Wow, ce întrebare. Nu știu. Să facă ceva din pasiune, să văd că ceea ce face, nu știu, îl pasionează și prin ceea ce face mă ajută și pe mine să mă dezvolt. Nu știu, nu contează exact. Deci prin ce face el să te ajute și pe tine să... Adică să aibă o meserie în care să-și folosească mintea, el trebuie să fie un bărbat inteligent, înțelegi? Ca să poată să... Păi dă niște exemple de joburi. Ok, un medic, un contabil, un cântăreț, un lăutar. Nu știu, frate, să fie un om inteligent, să fie bine îmbrăcat, să fie un avocat, na, nu știu. Și un dealer la casino. Merge? Ah, ok, ok. Deci chiar... Deci toți băieții care au făcut... Să fie îmbrăcat frumos, cu papion, cu cravată. Da, ca la dealer acolo. Ospătar, merge dacă e îmbrăcat frumos. Merge și un ospătar. Și starea financiară? Că de fapt aici că trebuia să se ajungă. Da, probabil. Îmi doresc să aibă o stare financiară. Cel puțin la fel ca a mea. Adică nu-mi doresc un bărbat să fie mai jos ca și statut, mai jos decât mine. Cred că orice femeie își dorește asta, logic. Adică îmi doresc cineva, pe cineva cu care să cresc împreună, nu-mi doresc să fie, vai, bogat, să tragi lux. După tine. A. Da, vreau să fim împreună, să creștem împreună, îmi doresc să fie muncitor, să își dorească să evolueze, nu-mi doresc să fie, na, un băiat care nu are prea multe așteptări de la viață sau... De lăsător. De lăsător, da, da. Printre meseriile enumerate mai devreme, spuneai lăutar. Da, a fost o glumă. Glumă, 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 dar ai avut o relație.
Sau da. Ce a fost între tine și Culiță Stel? Așa, pe relație. Băi, nu știu, cred că ne-am cunoscut mai mult. Cred că a fost o perioadă în care noi ne-am cunoscut. Nu am fost compatibili, clar. Și a mers fiecare în drumul lui. Na, a fost o perioadă de cunoaștere, asta pot spune. Te-a surprins când l-ai văzut că s-a căsătorit, că a făcut copil? Nu. Pot spune că m-a surprins, că știam că este un băiat care îi place să se distreze mai mult. Doar din punctul ăsta de vedere, dar mă bucur pentru el. Ai fost îndrăgostită de el? Nu știu dacă am fost, chiar nu știu dacă am ajuns în punctul acela de a fi îndrăgostită, pentru că, cum am spus, nu am trecut perioada de cunoaștere, am fost doar în acea perioadă de cunoaștere, n-am trecut și la o relație, probabil din acest motiv, pentru că niciunul nu a simțit să meargă mai departe. Raluca, Marina, vreau să mai revenim puțin la puterea dragostei. La cum te-a schimbat pe tine, cum ți-a schimbat viața după experiența aceea? Da, a fost acum ceva timp, trebuie să-mi amintesc, stau să-mi reamintesc. A fost o experiență foarte frumoasă, care în momentul acela a fost boom și wow pentru mine. M-a dezvoltat din toate punctele de vedere, mi-a creat noi oportunități și am cunoscut mulți oameni minunați, inclusiv pe tine, care avem o prietenie de atâta timp și mă bucur că a rezistat prietenia noastră, deși nu ne vedem noi foarte des. În momentul când ne vedem, reușim să creăm ceva frumos și chiar mă bucur, știi, că am păstrat legătura. Dar ai putea să ne spui care este cel mai frumos moment? De la puterea dragostei? Au fost foarte multe momente frumoase. Unul care ți-a rămas în minte, presupun că ai. Deci, acum tot ceea ce îmi vine în minte este momentul când am câștigat 1500 de euro. Pentru că când nu erai tu în emisiune și a putut altcineva să câștige. Da, a fost singurul moment care îmi vine acum în minte, așa. Nimeni nu s-a bucurat pentru mine. Eu mă bucur. Mulțumesc. Nu s-a bucurat pentru că a fost situația. Da, a fost o altă situație. A plecat cineva. Da, a fost așa, o... Nu s-a bucurat nimeni, practic, așa am simțit. Doar eu m-am bucurat pentru mine și a fost un moment dubios, așa. Cred că l-am primit destul de ciudat, bucurându-mă singură și văzându-i deci pe toți. Deci a fost cel mai frumos moment sau cel mai urât? Și? Bă, da, a fost un moment, m-am simțit apreciată de cei de acasă, pentru că am văzut că am fost pe primul loc, cea mai votată concurentă. Și, logic, atunci, în momentul ăla îți crește sufletul, pentru că zici, uite, oamenii de acasă simt ce eu încerc să transmit aici și n-ai cum să nu te bucuri când vezi că ești apreciat de oamenii de acasă, pentru că, sincer, ei contează cel mai mult în parcursul nostru în emisiune. Așa este. Poți să ne spui cu cine ai mai ținut legătura de la puterea dragostei? Chiar sunt curios. Uite, cu Raluca Munte mai vorbesc, cu Ștefania mai vorbesc din când în când. Nu am ținut cu nimeni legătura să ne vedem zi de zi sau să ieșim la cafea mereu. Doar când, din când în când, mai întrebăm ce faci, cum te mai simți, cum mai ești. Nu pot să zic că am rămas cu foarte multe persoane. Ți-ar plăcea să se facă o reuniune așa celor care erau în... Da, și foarte interesant, da, cum să crezi nu? Crezi că ar fi altfel discuțiile? Crezi că s-au mai maturizat toți sau crezi că... Da, sunt sigură că cu toții ne-am maturizat și că suntem la un alt nivel, consider acum. Na, au trecut atâta timp, 4 ani de zile. 4 ani, 5 ani. Da, foarte... Momente frumoase, sincer, care mi le aduc aminte mereu cu drag. Dar ai vreo experiență pe care ai repeta-o din casă? O, nu știu, o amintire? Nu, pur și simplu să mă duc acolo încă o dată. Adică dacă ar fi să aleg, de fiecare dată aș alege același lucru să merg și probabil aș alege să rămân mai mult. Să rămâi mai mult, dar ai face lucrurile la fel? A fost un regret. Nu, n-aș face lucrurile la fel. De ce? Ar fi diferit, totul ar fi diferit. Cu mintea de acum, totul ar fi diferit. Dar, din păcate, nu avem cum să întoarcem timpul înapoi și nici să rămânem cu regret nu este corect. Bine. Așa că sunt fericită pentru ce am trăit acolo. Dar ce le n-ai mai repeta? Tuturor. Ce n-aș mai repeta? În afară de ultima zi în care nebunia din capul meu, care s-a ținut cu dinții și cu tot ce putea, de Daniel, care și-a dorit cu orice preț, știi, să... Și nu cred că trebuia să fac asta. Cred că trebuia să accept
să-mi văd de viața mea, să accept, să văd, să deschid ochii, de fapt, să văd realitatea. Dar dragostea e oarbă. Dar și, ai mai... și acum e oarbă, adică... Ai mai revăzut acel episod în care el a părăsit competiția? Da, este cred că singurul episod pe care l-am tot revăzut, momentul când eu am fost chiar devastată și îmi dau seama de ce am fost devastată. Na, erai printre străini, erai singură acolo, el cumva era singura persoană prin care eu încercam să mă simt acasă și când el a plecat, am simțit că eu nu o să mai mă simt acasă și că cumva o să fiu singură. Problema e că, de fapt, eu mereu am fost singură și doar în mintea mea a fost senzația că, vai Doamne, sunt cu cineva și mă face să mă simt ca acasă. Și ar fi trebuit să continui în continuare, să fiu puternică ca și tine, de aceea eu te-am apreciat mereu, pentru că tu, indiferent de ce a spus lumea sau cum te-a tratat lumea, tu ai mers înainte, tu ai fost puternică și ți-ai dorit să ajungi unde ai ajuns. Da, așa este, mulțumesc. Ai reușit, da. M-a ajutat și sfatul tău, pentru că la ceva timp, când am ajuns acasă de Paște, atunci ne-am întâlnit și mi-ai dat sfatul ăsta. Să nu pleci. Mi-ai spus să nu pleci, să nu pleci. Și în eu momentele sunt grele, foarte bună la sfaturi, dar da, să le fac eu da, mai greu. Da, ai regretat oricum și în acel moment regretai da, că da, ai da, da, părăsit competiția. Da. A fost o alegere greșită. Am regretat doar pentru că nu a fost cum mi-am dorit eu. Așteptările mele nu au fost îndeplinite. Și normal au venit și... Da. Dar cu none, de ce nu s-a putut concretiza o... Sincer, am spus că îmi plac băieții. Sincer, consider că nu la fel. Este un om foarte ok, ca și prieten mereu am discutat foarte ok cu el. Am avut discuții în care chiar ne-am înțeles foarte bine și... Dar la fel, nu pentru o relație, adică... Ca doi oameni să fie într-o relație, e nevoie de foarte multe lucruri din partea amândurora. Și, na, uneori rămâi la stadiu de prietenie dacă vezi că nu sunteți pe aceeași lungime de undă. Nu ați mai păstrat legătura? Nu. După emisiune, la fel, mai discutam ce faci, cum mai ești, dar acum de ceva timp, nu, nici măcar atât. Am înțeles, da. E interesant să înțeleg că... Ai mai încerca? Emisiunea, da, aș mai repeta experiența de 1000 de ori. Fără doar și poate. Da. Chiar vreau să spun și eu pe calea asta, că și mă bucur că te-am cunoscut. Aveam o altă părere despre tine când te-am cunoscut la început. Da, etichetăm oamenii, așa suntem noi. Da. M-am făcut-o și eu, ai făcut-o și tu. Eu mereu am avut o părere bună despre tine, plus și dacă contează. Băi, sincer și eu, Bogdan. Ai fost un băiat educat la puterea dragostei. Chiar ai fost foarte ok, să știi. Și mă faci să rușesc. Să știi că, în general, când am auzit vorbindu-se despre tine, a fost de bine. N-am auzit nimic urât despre tine. Ce frumos. Mă faci să rușesc, Raluca. Mă bucur. Mulțumim, Raluca, că ne-ai acceptat invitația și ai venit. Cu mare drag. Te mai așteptăm pe viitor, poate chiar o te să mai așteptăm. Îți găsești voi pe mai cineva. Veni, sunteți doi drăguți și mă bucur că v-am cunoscut, mai ales pe tine, Bogdan, că nu te cunoșteam. Acum ne deci cunoaștem. Deci plăcerea este toată de partea mea, trebuie să recunosc. Mă bucur. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit astăzi. Sperăm că v-a plăcut această ediție. Doresc numai bine.